cum a trecut echipa peste șocul înfrângerii cu FCSB. Ce le-a spus? Cum au decurs antrenamentele în această săptămână? Da, vedeți că primele zile au fost mai grele. N-a fost șoc, până la urmă am pierdut cu FCSB. Dar am pierdut târziu și normal că le-a părut rău la toți jucătorii. Cred că au suferit. Eu nu am suferit foarte mult. Dar n-avem timp prea mult să ne gândim, pentru că au rămas 16 meciuri în campionat. Și cel mai important meci e următorul în fotbal. Ce a fost, nu mai pot să schimb nimic. Am analizat meciul și astăzi la video. Am văzut ce greșeli am făcut. Au fost și lucruri bune. Cred că cei doi portari au fost cei mai buni jucători după teren. Asta spune tot. Au avut 5 intervenții Târnoveanu, 5 intervenții Simone. Din păcate, la ultima fază n-a mai putut să intervină. A fost un gol, 2 jucători de al FCSB împotriva 9 de la CFR. Înseamnă că calitatea a fost maximă la cei doi jucători, dacă au reușit să strecoare printre 9 jucători. În ultimii 30 de metri erau 9 de la noi și 2 de la... Dar în fotbal se mai întâmplă și goluri din astea, când nu te aștepți, și trebuie să învățăm. E clar că nu ne doream acest rezultat, acest gol, dar nu avem timp să ne gândim, trebuie să mergem înainte. Strategia, primul 11, în vederea meciului cu Craiova? Dacă dădeai Eboa gol, nu mai schimbam nimic. Și tot 85 făcea 1-0, era totul bine. Așa era fotbal. Când pierzi, totul e greșit. Când câștigi, toată lumea e foarte bună. Micile detalii fac mereu diferență. La Craiova va fi la fel ca întotdeauna. Un meci cu de toate, sigur. S-au întâmplat multe acolo, nu? Goluri prin ultimii minute. Dramatism, meciuri cu intensitate maximă, echilibrate. Mă aștept să fie la fel, un meci foarte greu cu un stadion plin și cu un adversar rănit după meciul cu Faro. Da, și Craiova a dat semne că are probleme în defensivă. Ați văzut greșeala lui Arlauskis, probabil. De... greșeala nu faci de două ori la rând, n-ai cum. Au pierdut totuși meciul. Adică... da, au pierdut, v-am zis. N-ai cum să faci greșeala aia de două ori la rând. Am văzut că și-au asumat și ei, jucătorii lor, au înțeles că de vină sunt ei. Și acum sunt conștient că, la fel ca și la meciul cu FCSB, îi prindem într-un moment care nu preferam să nu. Deci FCSB a venit după înfrângere, au avut ședințe și s-au strâns, s-au unit și au venit și au jucat cu multă pasiune la meciul cu noi. La fel va fi și la Craiova. Ei vin după înfrângere, jucătorii și-au asumat, au înțeles că i-au greșit, că nu sunt antrenorii de vină. Asta e lucrul cel mai important la un jucător. Să înțeleagă după un meci că nu antrenorii de vină, sau vremea, sau mingea, sau spectatori. Să gândească că ei de vină pentru că ei joacă pe teren. Nu mai între Craiova în calcule pentru titlu sau mai un posibil adversar? Eu rămân de părerea și vă spun, o să vedeți că am dreptate, nu 5 echipe, 6 echipe se vor bate până la final. Nu vor mai fi play-off-uri în care o echipă câștigă, nu știu câte, cum câștigam noi 5 victorii sau 6 victorii și 4 egaluri sau 5 victorii, nu va mai fi așa. Eu nu cred că o echipă se va distanța. Eu zic că toate echipele care vor fi în play-off, în mare măsură se știu, în afara lui Sepsi, celelalte 5 se știu, va fi un play-off care toate echipele se vor bate să câștige campionatul, inclusiv Craiova. În concluzie, va fi cel mai greu play-off de când antrenați, da, în clar. România? De când ați revenit în România? Da, da, cred că de când s-a înființat play-off, nu de când am antrenat eu. Nu o să mai fie unul așa strâns. Dar acum vor simți și alții ce înseamnă să se înjumătățească punctele, nu? Păi nu știu dacă o să fie, să vedem ce diferență va fi, dar nu cred că va fi așa mare diferență, dar oricum nu e bine pentru... Eu puteam să n-am puncte deloc, dar nu-mi place să fiu avantajat. N-aș fi vrut, de exemplu, ca Faro, Doamne ferește, să nu poată să joace în Europa. Asta ar fi fost ceva. Mie nu-mi plac chestiile astea. Mie îmi place ce meriți ai. Dacă ai făcut punctele, ai, dacă nu, nu. Nu să taie, nu. Nu să zici, băi, eu ce bine că să taie punctele, că am prins pe... Nu-mi place asta. Mi-mi place să... ce am, ce merit. Și cred că așa ar fi corect și cu astea pe la TAS, cu toate chestiile. Și lui Sibiu, mie nu-mi place că le-a luat punctele. Cum să le iei punctele? Te le punctele înapoi la oameni și vezi tu altfel. Lui Juventus le-a luat puncte. Nici asta nu-mi place. Pentru că... De ce nu-mi place? Pentru că o echipă muncește. Antrenorul muncește, jucătorii muncesc. Și nu e corect să muncească degeaba. Totuși are dreptul să joace în cupele, asta zic. Dar tot în urma unei decizii la TAS. Păi, Doamne ajută că a fost așa. Foarte bine. Dar totuși CFR, în ultimele 10 întâlniri, e domnul la capitolul victorii cu Craiova. Contează ultimele 10 întâlniri. Dar contează ultimele 10. V-am mai răspuns la întrebarea asta cu statistica. Nu joacă statistica.
Ultimile meciuri acolo au fost tot așa dramatice. Am pierdut și până ultimul minut și până ultima secundă. Se va întâmpla orice. E clar că nu e un meci decisiv. Cele meciurile care contează decisive vor fi sigur în play-off. Dar e un meci important, clar. Sunt probleme de lot la CFR Cluj? Nu. Din ce am văzut eu, nici la Craiova, nici la CFR nu sunt probleme. Dar vremii de afară, că mă numesc că a fost greu să bat deocamdată în aceste zile. Astăzi au făcut toți antrenament, doar doi jucători puțin separat, dar posibil mâine să facă normal, Malele și cu Malița, dar în rest toți jucătorii s-au antrenat normal. E posibil să mai vină jucător la CFR? Am văzut că ar fi vorba de un mijlocaș ofensiv din Slovenia, pe nume Andreș Kovnik, dacă bine am spus numele. E prima oară când aud așa ceva. Dacă eu știa cineva, poate eu nu știu. Cum vi s-a părut ceea ce s-a întâmplat în Turcia, în Siria? Ce e o dramă. Imaginile sunt dramatice. E o dramă, da. Cine a scăpat, a scăpat, cine nu. Chiar sper să nu fie multe victime de nicio naționalitate, mai ales români. Sper să fie toți bine, cei care au fost în Turcia în perioada asta, și să ajungă acasă cu bine. Îți dai seama că e o tragedie mondială ce se întâmplă acolo și mă bucur că foarte multă lume vrea să ajute. Vor să meargă acolo, să facă ceva și românii, am văzut. Asta e un lucru extraordinar, pentru că la greu să văd caracterele adevărate. V-ați mai vorbit cu cineva pe acolo? Știu că s-a antrenat. Da, da, nu, la Kayseri nu e nimic, e bine. Nu s-a simțit nimic. Nu, mai aveți cunoștințe? Nu știu, mai am băieți, da, care lucrau acolo, am vorbit cu ei și mi-a zis că sunt bine ei. Dar și erau îngrijorați. Și afecta până la urmă, că am văzut că sunt și jucători care au dispărut. Da, și în afară de asta, nu o să mai joace fotbal, cred, o perioadă. Nu știu, două, trei luni, cred că nu o să mai joace. Și vă dați seama, sunt echipe acolo, jucători care își doresc să joace. Pentru că de-aia ești fotbalist să joci, nu să stai să te antrenezi. Dar acum nici ei nu cred că poate să joace, sunt în stare de șoc. Poate au colegi, prieteni care le-au murit sau din familie ceva. Și atunci va fi greu pe perioadă. Dar cred că până la urmă o să-și revină repede. Turcii, că sunt un popor puternic. Am fost acolo și știu, vor reveni repede. Vreau să vă detașați de meciul cu Lazio, de dubla cu Lazio. Adică, printre altele, gândul vă duce și la această partidă, mă gândesc. Nu dați seama ce meciuri am avut noi anul ăsta, început de an. Mai greu, că nu se putea, cu Farul, voluntari, deplasări. FCSB acasă, acum două deplasări, Craiova și Lazio. Nu e ușor, dar dacă n-am fi fost buni în anul trecut, nu ajungeam în postura asta. E un meci pe care un fotbalist vrea să-l joace, un antrenor vrea să fie pe bancă. La Roma, un stadion extraordinar, nu am mai fost de două ori acolo cu... CFR a fost de mai multe ori, eu am fost doar de două ori și e un meci pe care vrei să-l joci. Sper ca jucătorii la fel și sper să dea maxim, dar până atunci vă spun, eu doar la Craiova mă gândesc, nici mă uit la meciurile lui Lazio pentru că nu-i corect. Totuși am văzut că lumea e dispusă să vină să vă susțină la Roma. Da, de ce să nu vină? Am vorbit cu oamenii la casa de bilete. De ce să nu vină? Sunt pregătiți. Deci veți avea fani. Păi de ce să nu vină? Ce? Nu e un meci frumos. Românii din Italia. Acolo presiunea e pe Lazio, nu mai e pe noi. Asta e părerea mea. La ei toată presiunea, la noi mergem să jucăm. Ștefan Radu din nou a lipsit din lotul celor de la Lazio. Nu cred că ar fi jucat el, nici data trecută n-a jucat. Nu va veni nici la Cluj. Aici îmi pare rău, aș fi vrut să-l văd. O ofertă pentru Iani Stoica din China, Liga 2. Mai merg jucători în China acolo? Mai devreme am vorbit acum o oră cu fostul meu translator. Și mi-au zis că s-a deschis China. Ei au stat foarte mult în hotel. Echipele stăteau 6 luni în hotel. Nu plecau, jucau numai acolo și nu aveau voie. Și acum s-a deschis. Adică țara e deschisă. Înainte era închisă țara. Și trebuia să stai o lună închis când intrai în China. Zic că ușor, ușor speră să se pună lucrurile normal. Pentru că și ei s-au plictisit să stea în hotel. Și au zis că sunt probleme economice mari față de anii trecuți. Nu mai e paradisul care era și sunt probleme, dar mai sunt jucători străini. 2-3 la o echipă mai găsești și dacă a apărut pentru Iani Stoica, bravo pentru el, nu ar fi bine, din punct de vedere financiar. Nici în Ucraina nu mai e paradisul ăsta, adică am văzut că și Paraschiva a refuzat oferta de la Dinamo Kiev. Da, nu știu. Probabil că și din cauza războiului. Păi, dar Rusia, Ucraina acum și China sunt țări mai greu de intrat. Că țări care mulți jucători români mergeau și antrenori chiar. El spunea că e mai degrabă tentat să plece în Ungaria decât în Ucraina. Cine zicea? Paraschiv. E problema, nu poți să știi, știe el mai bine ce face.